Pompierii Vâlcene au intervenit de la începutul anului în peste 4.000 de situații, fie că vorbim despre incendii, accidente sau alte evenimente care au necesitat sprijinul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vâlcea. În vederea îndeplinirii misiunilor de răspuns și de vin Inspectoratului, s-a acționat pentru aplicarea coerentă și unitară a reglementărilor pe linia planificării, organizării, pregătirii și coordonării activităților de intervenție specifice situațiilor de urgență, împreună cu serviciile voluntare și private pentru situații de urgență, populația și personalul de pe locul de muncă. Până la data de 25 aprilie, când am făcut analiza, am avut 4.592 de acțiuni și misiuni. O medie de 19,38 pe zi, de fapt, dată astfel. 3.622 de intervenții zbor, reprezentând un procent de 78,49%. 341 incendii de vegetație uscată și altele, reprezentând 7,43%. Alte situații de urgență, 226, 4,92%, incendii, 211, reprezentând 4,6%, asistență persoane, 15, 0,33%, acțiuni pentru protecția comunității, 61, 1,33%, 62, deplasări fără intervenție, 8 alarme false, 43, întors din drum, reprezentând un procent de 2,9%. Reprezentanții SU Vâlcea le recomandă celor care doresc să dea foc miriștilor sau terenurilor agricole în această perioadă să ia măsurile necesare care se impun în astfel de cazuri pentru a evita situațiile neplăcute. Ce le recomandați cetățenilor vis-a-vis de incendierea miriștilor, că tot vine sezonul? Incendierea miriștilor este interzisă. Ca să faci, să dai foc la miriști, îți trebuie două documente. Primul, trebuie să iei un aviz fitosanitar prin care cultura respectivă sau terenul respectiv este compromis. După care trebuie să depui o cerere la primărie prin care să obții aprobarea pentru a da foc la miriști. Atunci se face într-un mod organizat. Dar răsări obligatoriu cele două documente. Din ce am discutat, nu există în Vâlcea la ora actuală, sau cel puțin când se manifestau incendii de vegetație destul de puternic, nu există nicio cultură compromisă fitosanitară. Cu ce ne confruntăm, cea mai mare problemă este că nu trebuie incendiat și mai ales nu trebuie incendiat atunci când condițiile atmosferice nu sunt prielnice. Nu spunem că poate toate au fost date doar la vegetație, poate au fost resturi strânse și supravegheate, dar atunci când bate vântul, nu dai foc, pentru că viteza de propagare a incendiului este foarte mare și din experiență și le-am spus și le transmite și oameni. Direcția vântului se poate schimba în orice moment. Există riscul de a fi surprins de fum și viața lor să fie pusă în pericol. Nu se, ele trebuie igienizate așa cum se spune, prin tăiere, prin strângere, parat, discuit și așa mai departe, operațiuni care trebuie făcute. Arderea terenului duce la arderea efectivă a compușilor pământului care dezvoltă partea de vegetație. Terenul, în funcție de cât stă focul pe el, este afectat. Nu de puține ori în această perioadă, pompierii s-au confruntat și cu alarme false date de unii cetățeni, motiv pentru care au fost nevoiți să se întoarcă din drum atunci când au plecat în misiune.